din data de 14 a început a curge termenul de 3 luni stabilit de către Comisia Electoral-Centrală pentru colectarea semnăturilor. Între 20 noiembrie, și aici vă rog stimați deputați să înțelegeți că este de zi, dar sunt elemente foarte importante. Între 20 noiembrie, 14 decembrie noi a, am organizat o sesiune întreagă de 10 zile de training pentru membrii grupului de inițiativă. Fiecărui a fost distribuit în mână ghid. În acest ghid pas cu pas și descris ce are de făcut fiecare membru grupului de inițiativă. Eu am subliniat chiar pe prima pagină, aici poate se vede subliniat, dacă doriți o să cer să fie multiplicat prezent. Este scris expres procedura 20.000 de semnături din cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale ca cerință obligatorie. Atenție în timp, între 20 noiembrie și 14 decembrie, până la eliberarea listelor de subscripți și legitimaților. Deci vă rog din bun început să constatăm că grupul de inițiativă de la ziua zero a cunoscut regulile de joc, a știut clar ce cum are de făcut. Training-uri, Urmăriți pagina web a Comisiei Electorale Centrale Centrul de Instruire. Veți găsi pozit la aceste treninguri cu persoanele instruite. Mai mult ca atât, acte de primire, predare, acte de semnare, de participare la training-uri de către acest grup de, 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 inițiativă. Primire, predare a broșurilor. Pentru că sunt totuși cheltuieli bugetare. Noi ne-am cheltuit, am tipărit aceste uh, bunuri. Am organizat acele treninguri. Am acționat în strictă conformitate cu legea în momentul în care preparam am aceste proceduri și în momentul în care am gestionat nemijlocit procedura.